A fost ușor să aleg trei cărți despre care să vorbesc. N-a fost ușor să știu că voi avea la dispoziție un timp limitat, dar gândindu-mă la cărțile pe care le-am citit până acum și la momentele în care ele mi-au intrat în viață și la efectele pe care le-au avut ulterior, am hotărât să încep cu Decameronul. A fost o carte pe care am citit-o la o vârstă când copiii nu sunt îndemnați să citească așa ceva, dar mă bucur că am descoperit-o atunci. Bineînțeles că m-au entuziasmat cazurile de concupiscență pe care le întâlneam în paginile cărții, pe care le-am întâlnit acolo în clasele primare, dar am constatat cu surprindere că, până la urmă, ce mi-a rămas din cartea asta a fost un curs de naratologie pe care Boccaccio îl face admirabil, fără să insiste că ar face teorie. Dar teoria narațiunii se distinge atât de clar în paginile Decameronului, încât până în ziua de astăzi povestea mea favorită nu este vreuna din cele în care se întâmplau lucruri, ci una în care se spune o poveste. Chiar la începutul zilei a șasea întâlnim povestea cu Madonna Oreta, căreia un cavaler îi promite că îi va spune o poveste, s-o facă să se simtă că merge călare, în timp ce aveau de străbătut o distanță lungă și incomodă pe jos. Madonna Oreta ascultă și, din nefericire, cavalerul este un prost povestitor și Oreta, cu multă eleganță, îl roagă să o dea jos de pe cal, căci zdruncină. Sunt descrise și reacțiile fizice ale ascultătoarei, care simte că se sufocă, simte că îi bate inima neregulat. Și astea sunt într-adevăr efectele pe care literatura proastă le poate avea asupra cititorului și ascultătorului. Și de atunci am ținut minte acest lucru și sunt recunoscător lui Boccaccio că m-a învățat așa ceva. O altă carte care a apărut în viața mea mai târziu, dar care m-a marcat, este volumul lui Ernst Robert Curtius, Literatura europeană și Evul mediu latin, din care am învățat că pentru literatură nu există granițe. În cartea lui vedem o Europa care din antichitate până în secolul 17, trecând printr-un ev mediu descris în detaliu, este una, toposurile sunt aceleași și mobilele scriitorilor de asemenea sunt aceleași. În această carte am descoperit că putem să ne simțim liniștiți în granițele unei Europe care depășesc granițele naționale. În sfârșit, volumul care mi-a fost drag de la început și îmi rămâne drag până astăzi este cartea lui Lewis Carroll, Peripețiile Alicei în Țara Oglinzii, pe care, în mod paradoxal, am descoperit-o la o vârstă când ar fi trebuit să o știu, respectiv în liceu, dar asta mi-a făcut-o poate accesibilă în niște detalii care mi-ar fi fost inaccesibile mai devreme. Este vorba și de o traducere excelentă a Fridei Papadache, pe care am învățat-o pe din afară. Lewis Carroll rămâne până în ziua de astăzi unul dintre autorii cei mai dragi mie și de când am descoperit, sunt într-o lectură continuă a lui.